Evlavioși, să slujim Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie pe moaștele Sfântului Gheorghe. Și acest lucru s-a întâmplat în toți aceștia și nădăjduim să se întâmple și de aici înainte cât Dumnezeu ne va îngădui. Dar, mai mult decât atât, a îngăduit Sfântul Gheorghe să vină o părticică de acolo și aici la dumneavoastră. Semn al iubirii, semn al dragostei, semn al biruinței. Pentru că Sfântul Gheorghe era un luptător al dreptei credințe.
Nu intru în amănunte. Aceasta nu este o minune. Aceasta care o mărturisim în această perioadă nu este lumina învierii noastre. Dacă avem lumină și mărturisim lumina, înseamnă că suntem... Nimeni nu poate să fie afară din sărbătoare. Nimeni nu poate să fie în afară din înviere. Suntem încă în sărbătoarea învierii. Nu putem să stăm și să mai alegem întuneric cu atâta vreme cât avem lumină. Nu putem să nu conștientizăm acest dar pe care Dumnezeu ni l-a dăruit. Și de care nu trebuie doar să ne bucurăm, și pe care nu trebuie decât să venim și să-L venerăm și să-L cinstim așa cum știm noi românii ortodoxi. Iată, iubiți credincioși, la acest ceas de sărbătoare, darurile lui Dumnezeu cum lucrează și se revarsă asupra dumneavoastră. Darurile lui Dumnezeu, prin Sfinții Săi rugători, prin Sfinții Săi apărători dreptei credințe, lucrează și vă fac și pe dumneavoastră flăcări vii, foc vii, mărturisitor, luminător. Veți fi mărturisitori la rândul dumneavoastră și luminători a acestui adevăr. Așa trebuie să deveniți, fiecare dintre dumneavoastră. Fiecare la nivelul dumneavoastră. Fiecare la locul dumneavoastră unde lucrați. Cu cine vă întâlniți în familiile dumneavoastră, trebuie să deveniți foc vin al acestui adevăr. Al adevărului în care Dumnezeu ne așeamă. Al învierii sale și al vieții veșnice în care ne așeamă. În drumul acesta al nemuririi noastre, al îndumnezeirii noastre, care nu este și nu îl facem într-un mod particular. Îl facem împreună cu Sfântul Gheorghe. În momentele noastre delicate, în momentele noastre de fragilitate, care sunt cele mai multe, sunt din ce în ce mai multe aceste momente de fragilitate. Nu mai suntem robuști cum eram odată. Nu mai suntem pregătiți să lucrăm de dimineață până seara. Suntem mult mai slabi, suntem mult mai fragili. Dar cu ceea ce ne putem continua drumul nostru către îndumnezeire, pentru că avem lumina lui Hristos și avem mărturia că Hristos a înviat, este faptul și acel este darul pe care Sfântul Gheorghe ne-l face. Ne acompaniază El atunci când noi avem puterile slăbănuite. Ne acompaniază El în drumul acesta către îndumnezeire. Destul că-i cerem ajutor. Destul că strigăm către El. Așa cum a strigat dumneavoastră. Vrem și noi pe Sfântul Gheorghe la Giurgiu. Îl vrem, îl dorim. Avem nevoie de El. Și a venit. Dumneavoastră nu aveți decât să faceți un singur lucru. Să-L îmbrățișați și să vă continuați drumul Sfântului.